noi am propus de mult să existe o lege în care să fie și medicul apărat, să fie să existe o lege a ultrajului față de medic, pentru că am avut în decursul timpului și colegi omorâți de către pacienți și bătuți foarte mulți. Și ne gândim la colegii care fac în centrele de permanență, dar și în cabinetele medicale, care sunt oriunde pe cuprinsul țării și sunt mai izolate. Și avem colegi care sunt așa, la 1,30 m, 1,40 m înălțime și 50 de kilograme. Vă dați seama, le ia într-o mână și îl dă de tot pereții. Dar cerința noastră a rămas în aer. La polițiști văd că s-a rezolvat foarte repede această problemă, mai ales când sunt vin în cabinet câte 2, 3, 4, vă dați seama ce face un biet om acolo. Și dacă mai ieși în mărunțel de statură... Cât de dese sunt conflictele astea cu pacienții? Foarte dese. Uneori medicul reușește să le aplaneze, știți, mai cunoaște bolnavii, mai ia cu vorba, mai discută, dar uneori nu poate aplana și mai iasă și bătut. Acum noi mai sunăm la 112 și atunci vine un polițist și îl sancționează pentru tulburarea liniștii publice și atât.